acesta este din filmul Semne, un film pe care l-am făcut și prin care a făcut Dumnezeu să aducem la cunoștință existența trupului Părintelui Ilie Băcătușu. Este un film pe care l-am făcut în anul 2000. L-a difuzat televiziunea română odată și a fost pentru întâia dată, când sigur ca sub forma unui lucru ținând mai degrabă de miracol, l-au difuzat de două ori cei de la Euronews. Îl avem însă pe Părintele în film, două secvențe destul de importante. Una dintre ele este aceasta. Sigur, în film are un context anume, dar nu mă îndoiesc că bucuria e aceeași văzându-l și ascultându-l. Bucuria a fost bucuria a fost în această seară cuvântul dumneavoastră. Și o să dau puțin moment, dar să nu vorbesc eu prea mult. O să dau cuvântul becamului de vârstă. Și părintele nostru, Părintele Nicolae Bordașiu, care, așa cu toate că ne-a amenințat că nu va rezista, vedeți că a fost așa de prins de ceea ce a spus. A rămas până la sfârșit. Domnule profesor, frații mei, este emoționant să vezi și să auzi o voce care a încetat să ne mai vorbească acum 15 ani. Nu mulți dintre cei care suntem aici l-am auzit și l-am văzut. Unii nu l-ați văzut niciodată, dar ați venit cu atâta drag să ascultați clipele acestea de reactualizare a unei activități dăruite de Dumnezeu și prin care Dumnezeu a lucrat între noi. Părintele Galeriu. Și mă întreb, după ce generația aceasta se va sfârși, deși este pe o stradă numele Părintele Galeriu, sau cum e mai încolo Părintele Pidoianu, care ne-a dăruit frumusețea aceasta de biserică. După ce vor trece câțiva ani buni, nimeni nu va mai ști cine a fost Părintele Galeriu. De aceea eu-am propus și îmi doresc să nu trec din viața aceasta până nu voi vedea un bust care să fie așezat aici în apropiere de mormânt sau undeva aproape, ca toți care vor trece pe lângă el să se întrebe cine a fost popa acesta cu barbă mare și măcar așa să-l poate pomeni. Că nimeni nu va mai ajunge să vorbească așa de frumos despre Părintele, despre lucrarea Părintelui, cum ne-a evocat acum profesorul Ciomâzgă, chiar dacă ne-a expus în cea mai mare parte o lecție de morală creștină, cum rar se întâlnesc. Am întâlnit o carte intitulată În apostol în redicot, un apostol în redicot. Și am fost curios despre cine și la ce se referă acest apostol în redicot. Și am aflat că era un diplomat în vremea lui, care la toate întâlnirile cu toți ambasadorii care erau în țara pe unde era, nu înceta niciodată să vorbească despre Hristos și lucrarea Lui. Și de aceea i-au spus apostolul din Bot. Profesorul de lângă mine nu e din Bot. E îmbrăcat într-un fel de pseudo-trostoian, oarecum, conținută specifică dânsului, dar ca moldovean își înveșmântează ideile și cuvintele într-un limbaj atât de frumos și pe lângă toate acestea vine atât de sistematic să ne arate parcă ar fi profesor de dogmatică sau de morală. Fiindcă e și dânsul un apostol nu religios, nici în reverent, în haina dânsului modestă, așa cum și-a ales viața din ultimii ani, când, în convorbirile lui tainice cu Dumnezeu, primește o seamă de adevăruri pe care ne scrie în cărțile pe care le-a publicat până acum și toate sunt rodul unor meditații profunde și atât de încărcat de filocalie, încât ai spune că le-a scris un mare teolog. Este mare, adevărat, dar fără diplome, doar cu sufletul mare, înfățișându-le tuturor experiențe care pot fi trăite de oricare dintre oameni care doresc mântuirea. Și eu vă urez tuturor să fiți rodnici în a folosi tot ceea ce a expus profesorul Ciomâzgă aici, fiindcă a făcut-o cu drag de Părintele Galeriu, cu drag de frățile voastre, pentru care a venit să vă arate din învățătura de credință ortodoxă care sunt virtuțile care duc spre unirea cu Dumnezeu. Că acesta este scopul existenței noastre a tuturor. Eu, în modul în care pot, vă mulțumesc din toate. Și mi-aduc aminte, cu câțiva ani în urmă, am fost într-o situație foarte tensionată când am prezentat cartea aceasta din care a citit Se întorc morții acasă. Și de atunci am fost mereu impresionat pe drumul vieții mele, fiindcă întâmplător știam realitățile pe care se bazează și s-a edificat această minunată lucrare care a fost apoi transpusă într-un filmuleț de una din ucenicile profesorului Cristina Chirvăsuță și în felul acesta și vizualizat și scris cine poate să pătrunde și să se însoțească cu lectura acestei cărți absolut filocalice va fi întotdeauna cu folos pentru sufletul meu. Eu vă mulțumesc din toate și îi mulțumesc pe Dumnezeu că m-a și întâlnit ca să pot sta aici, fiindcă l-am avertizat pe domnul profesor că nu știu dacă vă putea rezista. Eu n-am 60 de ani ca părinte, ca domnul profesor. Am jumătate probabil. Și totuși am cu multă plăcere v-am ascultat și vă urez ca și la Arad sau unde mai merge să fiți tot atât de darnic cu bucuriile sufletești cum ați fost aici la noi. Să vă dea Dumnezeu sănătate.